Aici s-au pus saci. După 21 de ore de mers, facem un pas de a lua ceva de mâncare. Don Nacho. Don Nacho. Să vedem ce gustări putem lua. Vă luăm niște banane. Banane, da. Dar nu știu dacă sunt ale... De, poate sunt de... Prăjit. Prăjit. Niște biscuiți din aia de casă. Și mai ce? Și mai vedem, nu? E Loro. Loro. Hola! Ce frumusețe! Ușor că te ciopește. De unde vine? De Trinidad. Mi-am luat brânza de la omul ăsta care a urcat cu ea. Ai grande, pero está... Brânză de vacă. Uuu, ce bun e, nu? Está pasando. Dois nemes que vendem brânză em Bosul din Bolivia. Și au o brânză super bună. Brânza. Hai să vedem. Ce vine de Alemania? România. 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 I-am întrebat dacă stau într-o comunitate și au zis nu, stăm într-o colonie, 34 de familii. Am 200 de persoane. Wow, dar ce brânză! După 24 de ore, știți unde am ajuns, nu? În Australia! Prietenul nostru din bus strigă să mergem la o supă de... Nu, nostru prieten din bus ne strigă să ne uităm pe bagajele lui, că se fură foarte rapid în zona asta. Trebuie să fii foarte atent la oamenii cu care împarți busul. Aici sunt oamenii cu care am mers în bus și au acest ciringuito din față. Servesc supă de trigo, supă de grâu și costițe cu orez, bineînțeles. Și au venit cu o grămadă de găini și pui. În Australia. De cât orez și costă. Pură șacă. Și măicuța a fost să-și ia o sticlă de apă. World man, if you want so much to call me a beaner, I'm gonna be your Bolivian bean. Let's meet the Bolivian bean. Hey man, don't come to Bolivia because you might kill yourself. Cu atâtea fructe și legume se găsesc bomboane și gume. Un produs foarte interesant din Bolivia este manjarul de lece. Această dulce de lece. Această mică doză de dulce de lece. Să nu-ți faci tu sără pe aici. Merg în căutare de fructe. Dacă vă vine să credeți în acest sat, n-am găsit nicio fructă, doar banane de gătit și ceapă. Aveau la magazinul unde aveau dulciuri. Multe dulciuri. Nicu, pușca! A pus mâna pe pușca. Prietenul nostru a pus mâna pe pușca. Ciao. Ciao, pitici cu pușca. Ciao. A venit tatăl cu pușca ca să ia. Se luptă mai în sărbăticie în partea aia.
guava. A police vignette. Omul de tamarind, am intrat în Riviera Alta. What kind of shit is this? Orașul cu cele mai multe mașini fără număr văzute. Tu? Take care! Ouțele! Femeia asta de la biserică a băgat pui fără să le dea apă la locul de bagaje și au murit. Am făcut 30 de ore și încă n-am ajuns la destinație, mai avem 100 și ceva de kilometri. O să ajungem, cred că, la 8 seara, 9 seara. Toate mașinile care se văd din imagine au numere. Riviera Alta, bienvenido și adios! Foarte mare, nici asta la fel. Am plecat ieri la 11 dimineața și am ajuns azi la ora 6 seara. Doar 3 pasageri în afară de noi s-au mai rămas la acest bus. După 31 de ore în Baia Mării. Iunghenia. Iunghenia. Ce bine să mergi. 31 de ore. Am ajuns în Baia Ramerin, aproape de granița cu Brazilia. Trebuie să trecem cu barca în Brazilia, dar poate mai stăm 2 zile în acest loc. Primul rând, nu mai avem bani, mai avem decât 15 bolivieni, adică fix pentru o masă. Și trebuie să găsim o variantă, să schimbăm niște bani sau, în ultimul caz, să scoatem niște bani. Să sperăm că găsim în acest sătuc. Vom merge pe jos după 31 de ore. Băgăm pe jos 5 km până în port
și vedem, poate găsim acolo o cazare. Nu este nicio șansă să se plătească cu cardul, deci trebuie să găsim o cazare ieftină. Să scoatem bani înainte sau să schimbăm? Eu uite, credeam că strada principală e o stradă asfaltată, de fapt asta e strada principală pe care o să mergem până în port. Ar trebui să ne dăm cu șproiul de țânțași. Toată ziua am mâncat jumătate de kilogram de brânză de la mormoni. O brânză foarte, foarte bună. Dar chiar nu ți-e foame? Nu mi-e foame. Nici mie. Am rezistat 31 de ore, am dormit. Frunzele de coca au fost bază. Brânză și coca. Am terminat o pungă de frunze. Ne-a mai lipsat prazul. Prazul ne-a mai lipsat, da. Coca cu brânză. Să vede, vezi puțin din curcubeu acolo, s-a făcut un efect în față. Doi păsăroi din Amazon ne urează bun venit, uitați-i în față. Bine, poate să miroasă a iarbă udă. Urzăm numai cu păsăroi. A fost tare drumul, super interesant, pentru că am văzut super multe plante, pomi, am văzut super multe păsări. Crocodil, am văzut un crocodil mic, cam bine, cam așa era, nu era chiar mare, un pui de crocodil. Dar am văzut la papagali și la păsări de toate culorile, galbene, albastre. Dar uite câta păsărui în față. Aceeași specie ca aia de sus. Vedem dacă zboară, cum ne apropiem. Sunt mai mulți. Uite. Oh, ce față are. Wow, deci care cagulă pe față. Și încă 2, 3. Wow. Uf, mira să mortăciune. Am mâncat din pasăra aia moartă, uite. Wow, shit. Ne-am împrietenit cu un om în bus și la final ne spune că după ce am avut niște discuții interesante, chiar filozofice, la final ne spune că se duce să ia o mașină din zona asta fără numere, pentru că de aici sunt mașini furate din Brazilia și mașina pe care o ia el a introdus-o poliția în acest loc. Pot să ducă să o ia de aici, să o ducă în Santa Cruz sau Trinidad. Locul din care am venit se întoarce cu ea. Conduce o mașină. Și cine l-a plătit, i-a zis în felul următor: eu ți-am dat bani, trebuie să-mi aduci mașina. Dacă te prinde poliția, e problema ta, tu trebuie să îi plătești din banii pe care ți-am dat. Și el pe drum a stat să facă poze în toate locurile pe unde sunt așa locuri cu poliție sau locuri cu checkpoint-uri. În Bolivia sunt foarte multe checkpoint-uri de poliție sau armată unde trebuie să oprești și după aia te lasă să treci. Ce o față, Jesus, nu din Brazilia. Jesus și un trăg de banane. Banane de gătit. Jesus din Guayara Merin. Aia e frumos, așa, da? Două case și un parculeț. Ne întâmpin aici. Să găsim un bancomat neapărat sau pe cineva care schimbă niște euro. Guayara Merin Famos. În față se observă un hotel. Iar o mașină fără număr. Nu-i spus spate. Mamore, da, are o mamore. La Perla del Mamore. Am ajuns la Perla del Ramore. Hotel de 5 stele. De 5 stele, n-am văzut așa ceva. Prețul pe măsură. Să întrebăm? Întrebăm. Oricum nu suntem obosiți după 31 de ore. Am dormit super bine în bus. La Britania. Capadoro. Cum ce-i trebuie, era destul de lux înăuntru, undeva la 20 de euro pe noapte, dar n-am cu ce să plătim.
100, azi când lasă la 100 camera matrimonial. Cu ventilator. Cu doar fără condiționat, doar cu ventilator. Dar nu aveam unde să schimbăm bani și nu aveam cu ce să plătim. Cardul nu se putea. Avem real, real. Dar nu se poate, nici real. Uite, altă mașină fără număr. Paradisul mașinilor fără număr. Uf, altă mașină fără număr. Fără numere, mașină. Și au zis că ăsta n-are număr. Tipul din bus a zis că dacă vrem, poate să ne ducă la o fabrică unde se produce cocaina. Sunt multe fabrici care produc cam 500 de kilograme pe zi de cocaină. Dar... dacă vrem, ne facem și pașapăr, Bolivia. Zicea, da. Să rămân aici, când face pașaport bolivian, vine cu doi oameni dintr-un sat care zic că mă cunosc de când eram mic și îmi face pașaport bolivian. Stai aici. Street art. Am intrat în centru care pare un lux colorat. Care ne este în cale, nu prea sunt în zona asta cu telefon. Ce băgai bonetul? Pac, pac, sunai. Nu știu dacă mai funcționa, nu cred că mai funcționa. Ha, bă, da, e funcționat. Putem pe cineva să ne schimbe niște euro și ne-a spus un tip că o să găsim puțin mai în față unde scrie Vama. E un tip care stă într-un edificiu și el schimbă euro. Nu ne așteptam că ajungem seara. Nu ne așteptam că ajungem seara și că rămânem fără bani. La Vama, asta este Vama și l-a sunat pe Don Miguel, care este plecat în călătorie și nu poate schimba, dar mâine se întoarce. Pasado mâine. Poate mâine. Vis-a-vis în bezna din față este Brazilia. Ăsta este portul. Mergem în port să vedem, poate schimbă cineva. Și ăștia suntem noi. După 33 de ore. Am ajuns în port. Dacă nici aici nu găsim. Trebuie să scoatem de la stăm în picioare o noapte fără să dormim. De ce să stăm în picioare? Hai, glumă. Portul. Și ca să are până la urmă, dar n-am schimbat bani. Mi-a lăsat femeia să-mi lăsăm bagajele. Le vom duce fix acum. Și vom merge să scoatem niște bănuți. La cât? La 8? Aici. La cât? La plasă cu la cât, da? Nu închid asta, că ne rup în țarii după aia. Am instalat în camera cu 1, 2, 3, 4 paturi pentru 5 persoane. Și cu ghiuvetă și cu baie. Pentru 11 euro pe noapte.